Întreruperea zi rutiere au avut loc astăzi pe cea mai aglomerată șosea națională ce străbate județul Buzău. Polițiștii au amplasat radare pe DN2 E85 și au organizat filtre în mai multe puncte de pe șoseaua Morții. În special, au fost vizați... Numărul mare de accidente și de infracțiuni constatate la regimul rutier în ultima perioadă de conducătorii auto a autovehiculelor de transport marfă, cu precădere cei de pe tiruri, a determinat această amplacțiune a serviciului rutier. S-a urmărit cu prioritate combaterea vitezei excesive și a consumului de alcool la volan. Continuăm activitățile de testare în trafic a conducătorilor de autovehicule de transport marfă, în special cei care sunt matriculați în statele din estul Europei, cu care am și avut probleme în ultima perioadă de timp, dar și pe linia verificării și măsurării vitezei de deplasare autovehiculelor. Din păcate, numărul mare de infracțiuni constatate în trafic nu s-a redus, în ciuda numeroaselor acțiuni preventive ale poliției buzoiene. În continuare, constatăm că aceștia nu respectă vitezul legal de viteză pe teritoriul României, dar nu numai de către cei matriculați în alte state, cât și cetățenii care sunt din România sau din județul Buzău. Și ne așteptăm ca în continuare, având în vedere debutul sezonului cald, să avem pe drumul național 2 un trafic destul de intens, cu valori mari pe relația București și Moldova. Și acțiunea de astăzi s-a înscris într-un amplu program de combatere și prevenire a accidentelor rutiere. Asemenea, controlele se desfășoară periodic în toată țara.